Părere practic trebuie să fac o mărturisire. În această fustă, în luna noiembrie, intram perfect. Asta e costumul ăla, știi, pentru care am făcut circul ăla, că era necălcat atunci, de nu băgase fierul în priză, eu... Și ziceam că nu merge fierul decălcat, de fapt nu băgase în priză. În fine, acum m-am îndesat cu forcepsul dănuța de față prezentă și cu nașul de față prezent. Deci, practic, m-am îngrășat ca o animală. Nu trage fermonul înapoi, că rămân despăzut, nu mai închide. Stai puțin, dacă mă cuprinde-i sacou, că mă cuprindea. Nu-l închide, că mai bine deschis. Nu-l închide sacou. Nu-l închide, da. Nu-l închide sacou, lasă-l așa. Dar mă cuprindea. Cât am crăpat în mine din noiembrie până acum, vreau să știu. Al cui e meniu, care cum? Luca? Eu, dar mai mănânc și acasă, mai mergi la pachet. Eu mănâncă de ce astupii? Într-un interval de 10 ore. Da, dar după cum se vede spate, a nu se înțelege greșit. După cât se vede, mănânc destul de mult încât să trebuiască doi oameni să tragă ferman la fustă. Păi cu așa ceva cred și eu. Un cartof prăjit. Mergem mai departe și o altă bucurie pentru mine astăzi a fost să o văd în sfârșit pe Natalia liniștită lângă un băiat, are și ea partener, a revenit Nic alături de noi, e și Natalia cu zâmbetul pe buze, ce poate fi mai frumos? Hai să vă vedem! Bună, Elinca! Bun găsit, dragilor! Mă scuzați o secundă. Cristina Mihaela, ce faci acolo cu Bogdan? Nimic, că nu mă bagă în seamă. Aolo! Da, Radu te bagă atunci în seamă? Da, Radu, da. Cu cine râdeai? Asta-s curioasă. Singură, pentru că mi se părea amuzant cum se mișca Raluca, mia. Din amintiri, Cristino. Din șor, din cot și așa. Am înțeles, am crezut că te întreții acolo cu băieții, că erai între doi și m-am gândit că, na, să te întreb și eu, să mă bag în seamă. Revenind, dragilor, la voi, care-i povestea, unde mergem? Povestea este în felul următor. Ieșim în sfârșit să vorbim despre ceea că Nic m-a părăsit și trebuie să-mi dea o explicație. Păi ia, Nic? Aștept să o auzim. Săptămâna trecută el trebuia să vină cu tine, Natalia, nu? Și când ai fost mireasă, trebuia să vină cu tine. Vreau să pun și o paie pe foc. Vreau să pun paie pe foc, să auzim. Încă n-am găsit explicația, avea niște treabă. Aveai niște treabă. Dar am rezolvat, acum m-am întors. Aveai niște treabă ce nu suporta amânare, iar Natalia suporta părăsită, fiind. Merităm să fii părăsită? Nu, nu merită. Nu merită. Am înțeles. Și acum, Natalia, e fericită? Da. Doamne ajută. Cu dragă, ziți amândoi. Nu înțeleg de ce insist să îmbraci cetățenii când cetățenii vor să vină cu voi. Nu pot să-ți comentez mai mulțumit, pentru că nu mi se pare că îți dai silința. Păi era Luca, dacă n-a spus până la capăt și te grăbești ca fata mare, l-am meritat. Hai, lasă că vine că m-a luat. Nici unul dintre voi nu are stil, așa. La Nadina, de la tine așteptam mult mai mult. Lasă-mă, Dobby, serios? Aș vrea să spun că ai stil. Ce e asta? Ce e asta? Bravo, ai stil. Bravo, ai stil. Dar unde mergeți, ca să știu și eu, să le dau de mâncat juraților? Avem aici o cafenea preferată. A, sunteți la o cafenea. Am acum, da. Perfect. Irina, Toby, stilistic nu sunteți un cuplu. Și eu am o întrebare, dacă Natalia o să mai abordeze și alte culori decât negru? Da, îmi place culoarea. A trei ținute săptămâna aceasta toate pe negru, toate. Săptămâna trecută n-am prezentat nicio ținută neagră. Absolut niciuna. Dar nici bruna bună. Am încercat. Măcar colorată, Natalia. Nu, stilistic nu sunteți un cuplu. Stylingul tău, Natalia, nu mă dă pe spate. Nu-mi place mod deosebit. Îți place deloc? Nimic? Îmi place mod deosebit. Piele măcar cu volane, piesele separat, cu funda aici. Nu știu, ceva. Eu supărată? Nu, zic piesele separat, măcar una ceva, nu știu. Piesele nu-mi plac deloc. Pantalonii scurți sunt demodați, am avut și eu acum câțiva ani, nu-i mai port. Ok.
bluza nu se vede? Cam așa sau ce este? Eu cam așa, da. Pălăria îmi place în alt context, da. Pălăria chiar îmi place și că ți-ai schimbat rujul. Și poate dacă îți prindeai părul la spate, te deschideai. Am prins să stea așa, să pară scurt, da. Îmi pare rău. Nu pot să zic că îmi place în contextul în care nu-mi place. Ok. Bine, mulțumesc tare mult. Hai să ascultăm părerea juraților. În fața lor, vă rog. Bună! Bună! Bună, bună! El e băiatul care a venit și cu Valeria sau cu... Nu, tot cu ea a venit. Cu Natalia. Te-au părăsise la gală. Au părăsise și tu la săptămâna trecută. Dar am fost mai părăsită. Părăsit-o de două. Tu n-ai venit și atunci cu aceiași pantaloni? Ba da. Aproximativ la fel, ba dar... Da. Dar nu erau din piele atunci. Aoleu, erau din material negru, dar identici. Nu. Erau același model, doar că altfel curăiți aici. Îi place, erau mai mulați. Îi place modelul ăsta. Îți place modelul ăsta. Am fost pe fugă. Suflecată. La Terei Păzești. Da. Da. A trebuit să mă apare. Nu te comentez pe tine, că oricum nu vă potriviți din punct de vedere stilistic. Nu sunteți un cuplu din punct de vedere stilistic. O să fac referire doar la tine. Aș vrea să spun că ai stil. Dar da. Tot negru ăsta care... Îl văd pe tine. Tot Cătălin, am încercat, deja am împrumutat și piese. Da, stai, auzi, puiule, sacoul de pe tine este ce cred eu că este? Da, l-am împrumutat de la... Am înțeles. Ai dat prețul? Da, l-am dat, normal. Știi ce se întâmplă? Ai piese frumoase pe tine, dar, nu știu, îți lipsesc niște... Uite, acum o spun eu, niște accesorii. Ceva... Puteai să pui altă bluză. Pălăria, nu-mi place în styling-ul ăsta, cizmele, ia să-ți văd tocul. Nu are toc. Mă pui niște situații extrem de delicate, pentru că nu vreau să spun nici vorbe rele, ca să încep să plângi pe aici sau să te demoralizez. Dar nici să spun ceva, vreo prostie, să crezi că gata, ai stil. Că nu ai. Okay. Și ai piese ok pe tine. Puiule, dacă tu ajungi cu un sacou de 10.000 de lei, că ăsta este un sacou de piele, este varianta acelui sacou de piele. Nadina l-a avut în varianta de stof, acesta de piele este mai scump. E în jur de 10.000-12.000 de lei, cam așa este sacou acesta. Am zis 10.000 aproximativ, da. Nu, ai zis 5. Ai zis 5? Ah. Da. Sacou am zis este în euro, că nu cam... știu, ok. Nu e 1.000 de euro, este între 10.000 de lei și 12.000 de lei este sacou acesta. Dacă tu cu o asemenea piesă faci un styling, nu știu dacă te-ai uitat în oglindă, dar semeni, nu știu dacă ai văzut V for Vendetta. Da. Uite-te la capul tău cu pălărie și la machiaj și ai să vezi că semeni leit cu ăla din V for Vendetta. Ce-i asta? Ce-i asta? Cizmele nu sunt frumoase, pantalonii nu sunt actuali. Pe Nic, lasă-l că Nic este invitat și nu contează oricum, da. Vă potrivi stilistic. Natalia, dar nu știu ce ai tu de gând să faci. Uite-te, astăzi întâmplă... Și pălăria ar fi frumoasă. E da, sunt frumoase. Păi da, piesele, și cămașa ar fi frumoasă, că nu e ca și cum o cămașă din organță sau, mă rog, ce e, ne-ar deranja într-un fel sau n-ar putea fi integrată. Dar să ai toate lucrurile acestea și să faci nimic cu ele, ai, mă, Natalia, mă. Și să ai și trupul în dotare, adică, pe bune. Dacă îți dorești să faci un look tip Saint Laurent, măcar du-l până la capăt, când acolo. Pune ciorapul aferent, pune încălțămintea aferentă. În niciun caz cizmele astea, Natalia. Pentru că cu sacoul se pot face foarte multe lucruri, dar trebuie să faci styling cu el. Adică mie mi se pare că nici măcar nu l-ai inclus într-un tip de ținută foarte previzibilă. Pentru că ai pus pantalonul ăsta, ai pus cizmele astea, adică n-ai făcut nici măcar un previzibil actual. Ai făcut un previzibil foarte pase. Și da, bineînțeles, Nic n-are nicio vină, dar voi nu vă potriviți stilistic. Adică nu v-ați vorbit dinainte, nu v-ați organizat? Aseară l-am convins. Adică el e foarte cool, e foarte nu știu ce, și tu vin cu o țopenită tip vechi. Dar nu vechiul kink. Și el e pe firmă fiert. Nu, chiar nu. Asta e excepție. Nu-mi place. Bine, n-are importanță. Bine, Nic, tu ești foarte bine și ar putea, dacă ar vrea. Hai să vedem calificative. Natalia, nu știu ce să mai facem cu tine. Nici eu. Vorbește cu cei de acasă, mare nevoie de susținerea lor ai, Natalia.
votați 12 la 1206 dacă vreți să-l mai vedeți și pe Nic în competiție alături de mine. Vrem, vrem. Normal, de șantaj. Vrem. Ai auzit? Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu.